Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Ceva deosebit astăzi în deșteptarea la culinaria. Ce am văzut aici? Găleată cu legume și cașcaval? Galet, mă. Un galet. Galet. Ce galet? Un galet. Galetul e un fel de tartă. Aha. Franțuzească, evident, după nume. Sau e ceva între pizza și tartă, nu știu cum să spun. Deci e un aluat, da. Ai mâncat sigur. Pui umplutura pe aluat, ca la pizza, atacă marginile, le aduci spre interior. Ah, gata, știu. Nu acoperi toată suprafața. Marginea, faci un brâu așa. Am înțeles. Dar nu-i spunea galet. Mă rog, poate-i spunea, nu știam. Galet e, tati. Da. Îți spun eu. Și mai și acum azi... o formă de galet care arată ca un calțone, așa, mă rog. Sunt variațiuni pe aceeași temă. Deci azi avem galet cu legume și cașcaval. Azi avem propunerea de aia cu legume. Galet cu legume și cașcaval, Sofia de la Delaco, un cașcaval care se pretează foarte bine la treburi de genul ăsta, pentru că e suficient de gras cât să se topească frumos, să facă, să-și facă treaba, să adune legumele alea acolo în galetul ăsta, știi? Și ideea la galet e în felul următor. Trebuie făcut un aluat. Da. Dar nu e nimic complicat, e un aluat făcut din făină și unt și apă. Și ai nevoie de 220 de grame de făină, de preferat integrală, ca să cât de cât, știți? Da. 125 de grame de unt rece, puțină sare și câteva linguri de apă. Și frămânzi bine aluatul ăsta până devine el aluat, adică și pentru cei care n-au făcut niciodată, poate fi o experiență. Mulțumesc, Luca. Trebuie să-l ții jumătate de oră la rece și pe urmă îl scoți și îl întinzi foarte bine și trebuie să-i dai o formă cât mai rotundă, că doar o gospodină adevărată știe să-l facă perfect rotund. Noi putem să-l facem oval. Cât de cât rotund. Da. Și îl faci cu un compas. Desenezi un cerc și îl rotunjești. Și umplutura este de vinete și dovlecei, de preferat zucchini, că-s mai puțin apoși. Și atunci la tartă e ideal să nu lase foarte multă zeamă, știi? Chiar și vânăta e bine, înainte să o folosim, să o tăiem, ele vor fi, vinetele și dovlecei vor fi tăiate cu bulețe. Și atunci e bine ca vânăta, înainte de a o folosi, să o tăiem felii, să o sărăm și să o lăsăm vreo oră. Ascurs. Să-și lase bine apa, care și amăruie la vânătă, știi? Și după aceea tăiem cu bulețe vânăta și zucchini sau dovlecelul, dacă nu găsim zucchini. Le călești un pic în ulei. Ulei încins bine, deci trebuie să le perpelești frumos cât, da, cât să se închidă. După care e ca la pizza. Sos de roșii cu busuioc pe aluat, da? Pe aluatul ăsta pe care l-am întins în prealabil, cum spuneam. Așa. Pui acolo cașcaval. Îl mai bagi la cuptor, Sofia, cum zicei, la pizza? Nu, că ăsta e subțire. Ok. Știi? Ok. Și altă metodă de preparare. Ăsta e de durată, ăsta o să stea vreo 40 de minute la cuptor. La pizza e altă. La pizza Șmecheria trebuie făcut foarte repede totul. Aici pui cașcaval, aici fiecare cum îl lasă inima. În principiu, aș pune cât cuprinde, uite, da, toată lădița asta. Tot cașcaval aș pune. Toată lădița, Luca, arată și voi puteți să ne urmăriți pe pagina, da, de Facebook. Deci, sos de roșii cu busuioc, un strat generos de cașcaval, pe urmă pui legumele astea pe care în prealabil, deci după ce le scoți de la, din ulei, le lași puțin pe un șervet de bucătărie ca să-și tragă, șervet de hârtie, să-și tragă uleiul ăla, da? Sărezi, piper, poți să mai pui condimente dacă îți place, să pui un chimion sau mai știu eu ce, o nucșoară, da, depinde de gustul fiecăruia, sau un praf din ăla de usturoi. Okay. Poți, corect, să și pui 2-3 căței de usturoi zdrobiți. Dar e mai complicat, sau să-i mărunțești, știi? Te complici un pic. Și, deci, pui toate legumele după aceea pe patul ăsta de cașcaval și o ceapă roșie. Feliată subțire. Aia nu are nevoie să o coci înainte, că are timp la cuptor să se facă suficient. Încă o dată, și legumele astea, dovlecii și vinetele, nu trebuie să stea o veșnicie pe foc. 2-3 minute, atât le tragem la tigaie, știi? Încă un strat de cașcaval deasupra, ca să și arate frumos. Îndoi marginile astea spre interior, zeap, 40 de minute la cuptor. Și asta e toată lucrarea, nimic complicat. Sigur, dacă vrei,
poți să mai pui, și aici n-ai cum să greșești niciodată, bacon. Dacă vrei tu să ai și niște cărniță. Asta acum e o chestie foarte simplă pe care pot să o fac și eu, că te-am urmărit cu atenție. E super simplu de făcut, da, și să știi, da, că e foarte gustoasă și de efect. L-a luat, știi că mă pricep, adică dacă m-am băgat la Chiș Loren, da, și am reușit genul ăla de a luat, ăsta mi este simplu. Iar aici cu cașcaval lucrurile sunt foarte simple și pentru mine eu pot să pun numai cașcaval, știi? Păi normal că mă descurc, de acolo vine savoarea. Exact. Da, păi poate mă bag la treaba asta în weekend și vă povestesc lunce și cum. Bine, la final, tradiționalul... Să și filmezi, că trebuie să devin amuzant. Tradiționalul... Bună. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.